Prezintă anumite părți ale Americii într-un fel, iar majoritatea oamenilor dețin informații care pot fi, de fapt, doar mituri. Un exemplu bun îl arată doar faimoasa replică Houston, avem o problemă, care în filmul Apollo 13 este spusă de comandantul Jim Lovell, jucat de Tom Hanks, iar în realitate replica a fost Houston, am avut o problemă și a fost spusă de pilotul de modul, Jack Swigert, interpretat de Kevin Bacon în film. De la mituri despre cowboy și vestul sălbatic, la cele despre ziua independenței și al doilea război mondial, în acest videoclip vom vedea top 5 mituri despre America. Ziua Independenței pe 4 iulie. Mitul. 4 iulie este data când America a declarat prima dată independență față de Marea Britanie. Adevărul. De fapt, acest lucru s-a întâmplat cu două zile mai devreme, pe 2 iulie, atunci când Congresul Continental a votat pentru independență. Două zile mai târziu a fost adoptată o versiune revizuită a Declarației de Independență. Și deși declarația în sine a fost datată cu 4 iulie, nu a fost semnată de către delegații Congresului până în luna august. Părinții fondatori ar fi surprinși să afle că America sărbătorește data de 4 iulie. John Adams, al doilea președinte al Statelor Unite, a scris că 2 iulie 1776 va fi cea mai memorabilă dată din istoria Americii. El a sugerat, de asemenea, ca ziua să fie celebrată cu artificii. Vrăjitoarele nu au fost arse pe rug în Salem. Mitul. La procesele vrăjitoarelor din Salem din 1692 au fost executate vrăjitoare prin arderea pe rug. Adevărul. Contrar credinței populare, vrăjitoarele au fost executate prin spânzurare și nu prin ardere. Această metodă a fost împrumutată din Anglia, teoria fiind că spânzurarea era singura cale adevărată de a ucide o vrăjitoare. Și nu toate vrăjitoarele executate erau femei. Dintre cele 20 care au fost omorâte în Salem în mod formal, 6 au fost bărbați, deși unul dintre acești bărbați a fost omorât cu pietre în timpul procesului în încercarea de a forța o recunoaștere a vinovăției. Vestul sălbatic nu era atât de sălbatic. Mitul. Vestul sălbatic a fost un mediu violent plin de crime cu lupte între cowboy, justițiar, șerif și nativi americani pentru pământ și respect. Adevărul. Deși ideea de dueluri cowboy și nelegiuiți care învârt pistolul înainte de a ochi perfect a fost una populară începând cu Goana după Aur, aceste povestiri au fost de obicei anecdotice și foarte exagerate. Poveștile aveau scopul mai mult de a construi legende decât de a raporta fapte. Probabil sună incredibil, dar au existat un număr total de 12 jafuri bancare între 1859 și 1900, iar crima era la fel de neobișnuită, numărul mediu de crime comise în aceste orașe fiind de 1,5 pe an. Faimoasa răfuială de la OK Corral a avut un număr de victime de doar 3. Armele acelor vremuri nu erau foarte precise, iar coloniștii au fost interesați mai mult de cooperare decât de consternare. În esență, criminalii lumii de azi l-ar face pe Billy the Kid să alerge pe dealuri. Chiar și aspectul unui cowboy este mai mult mit decât realitate. Cowboyul este una dintre cele mai reprezentative imagini din istoria Americii, dar asta nu înseamnă că înțelegerea noastră nu este eronată. Faimoasa pălărie de cowboy The Stetson ar putea fi ceea ce poartă fiecare cowboy în westernuri, dar nu era ceea ce îi purtau de fapt în viața reală până la sfârșitul vestului sălbatic. Pălăria Stetson nici măcar nu a existat până în 1865 și a devenit foarte populară abia la sfârșitul secolului 19. Până atunci, se poate vedea în mod clar din faimoasa imagine a grupării The Wild Bunch care era pălăria preferată de cowboy în acea vreme. Aceasta era Derby, de asemenea cunoscută sub numele de pălăria de bowler. Sombrero a fost, de asemenea, destul de populară, dar un domn ar fi preferat un joben. Pelerinii nu au venit în lumea nouă pentru libertate religioasă. Mitul. Pelerinii au scăpat de intoleranța religioasă a Europei și și-au stabilit libertatea în lumea nouă. Adevărul.
Frustrările legate de Biserica Angliei au făcut ca pelerinii să părăsească Anglia pentru Amsterdam, dar le era frică pentru copiii lor că ar putea să devină prea olandezi și acest motiv a condus la plecarea lor spre America. Odată ajunși acolo, non-puritanii, de la Quaker la catolici, au fost dați afară din colonii, iar drepturile de vot se bazau pe calitatea de membru într-o biserică puritană. Legile statale timpurii interziceau accesul evreilor și creștinilor care nu au renunțat la autoritatea papală din funcția publică. Abia când părinții fondatori au stabilit separarea bisericii de stat, noțiunea de libertate religioasă a început să prindă rădăcini. America nu a fost responsabilă pentru câștigarea celui de-al doilea război mondial în Europa. Mitul: America ar fi adus sfârșitul celui de-al treilea Reich și celui de-al doilea război mondial. Adevărul: filmele de la Hollywood, cărțile cu benzi desenate și chiar orele de istorie din Statele Unite ale Americii au tendința de a picta America drept salvator al Europei în al doilea război mondial, dar acest titlu ar trebui să aparțină probabil Uniunii Sovietice. În ciuda unui pact de non-agresiune, Hitler a început o invazie a URSS-ului în 1941 și peste 80% din victimele din rândul Germaniei, împreună cu cantități masive de provizii de război și materiale, s-au pierdut pe acest front. Între timp, SUA și Regatul Unit erau indeciși și au întârziat deschiderea unui al doilea front până în iunie 1944. Până atunci, atacul brutal al Estului a rupt în esență puterea Axei. Presiunea adăugată a frontului de vest a grăbit dispariția naziștilor, dar nu a fost factorul decisiv.